În programul de concurs sunt 40 de probe, câte 20 la masculin și tot atâtea la feminin. Cu excepția ștafetelor de 4 100 de metri, respectiv 4 400 de metri masculin și feminin, la start nu se poate prezenta decât un atlet din fiecare țară. Echipa care cumulează cel mai bun punctaj va promova în Superliga la ediția următoare, în timp ce ultimele 4 vor retrograda în Liga a doua. La ediția anterioară, în Liga a au fost prezente 12 echipe, România terminând competiția pe locul 7. Delegația tricoloră cuprinde 43 de sportivi, 23 la masculin și 20 la feminin, printre care se numără și mușeleanca Andreea Panțuroiu, cea mai bună atletă a anului 2018, care va lua startul în proba de triplu salt. Andreea Panțuroiu, împreună cu antrenoarea Mihaela Nicoară, apără în momentul de față culorile Clubului Sportiv Municipal București.